puțin tipul acesta de carte. Și am să pornesc de la o încercare de a defini spiritul Europei pe care a făcut-o un mare european pe nume George Steiner. Într-o carte care se cheamă Ideea Europei sau Ideea de Europa, a propus în mod surprinzător ca emblemă, ca figură a spiritului european, nu o să credeți, cafeneaua. Spune că în cafenele s-a coagulat, s-a precipitat și a ajuns la o expresie de convivialitate civilizată, spiritul european. Acum, cafeneaua este prilejul pentru un anumit tip de conversație. Și vreau să fac următorul pas dincolo de George Steiner și să vă spun că cartea pe care o aveți în fața lui, Alexander Watt, care este într-un fel cartea cărții pe care el nu a putut să o scrie. Toată lumea aștepta de la el să producă capodopera. Toată lumea știa că acea capodoperă va fi întinsă, va fi un fluviu, va fi ceva precum Domnul Liniștit al lui Solohov. Ceva extraordinar. N-a fost asta. Iar această carte este o carte provocată. Ea nu ar fi apărut niciodată dacă Alexander Watt nu ar fi fost prin inițiativa cuiva de la Berkeley care a avut fonduri suplimentare pentru invitarea unor savanți străini pe nume Struve, dacă acest Struve care s-a sfătuit cu Czesław Miloš nu ar fi avut inițiativa de a-l invita pentru un număr de luni la Berkeley, nu s-ar fi întâmplat acest lucru. Și încă, odată ajuns la Berkeley, după euforia contactului cu Statele Unite, a urmat depresia contactului cu Statele Unite. Și Alexander Watt a intrat în depresia ciocnirii dintre două culturi. Cultura convivialității cafenelei, să spunem, dacă este să urmăm pe George Steiner, și cultura oamenilor care sunt foarte drăguți. Undeva Czesław Miloš spune că probabil că, comparativ cu Europa, sunt mai mulți oameni buni în America decât în Europa. Dar în același timp, trebuie spus, sunt oameni în care te lasă să faci ce vrei. Vrei să scrii? Scrii. Nu vrei să scrii? Nu scrii. Nimeni nu transformă problema ta într-o problemă cosmică a lui. Ori, lipsit de această tensiune psihică în care relațiile dintre europeni se formează, Alexander Watt a căzut în cea mai neagră depresie. Din această depresie l-a scos Czesław Miloš la îndemnul lui Struve, care a zis, dom'le, stai de vorbă cu el. Pur și simplu, provoacă la un dialog. Czesław Miloš a făcut acest lucru și pe parcursul între ianuarie 1959 și probabil iunie sau iulie, pentru că a existat și un episod la Paris. Deci pe perupțiunea 6-7 luni, majoritatea la Berkeley, după aceea puțin la Paris, au rezultat benzile unei conversații, și aici am vrut să ajung, unei conversații. Ideea este că Alexander Watt, din motive care sunt biografice, dar poate nu numai, nu a putut să dea capodopera pe care toți o așteptau de la el, pentru că era talentat, pentru că era genial, pur și simplu. Era cultivat, inteligent, văzuse toată lumea, suferise totul, trecuse prin 14 pușcării, totul văzuse, totul suferise și avea capacitatea de a exprima aceste lucruri. Dar nu ieșea nimic. Dacă n-ar fi fost acest dialog cu Czesław Miloš, n-ar fi ieșit această carte care este în esență o conversație. Nu doar cafeneaua. Cafeneaua este prilejul, îmi vine să spun, al spiritului european. Există o definiție a spiritului european care se exprimă prin conversația dintre prieteni, conversația dintre oamenii de același gând, de aceeași sensibilitate. Atunci când ești de aceeași sensibilitate cu un om, conversația care se angajează nu este pur și simplu discuția dintre doi oameni inteligenți. Nu este discuția dintre doi oameni care, cum se spune astăzi în jargon, epistemic vorbind, sunt în aceeași dimensiune. Asta poți găsi peste tot, în universități, nu știu ce. În fond e plicticos, pentru că de acolo lipsește dimensiunea care nouă ne vorbește extraordinar și care conferă tensiune psihică, pe care nu o găsiți în America de obicei, relațiilor dintre doi europeni, dacă se angajează sub această figură a spiritului, care este conversația între oamenii, între prieteni.
Ce vedeți aici este, și se vede cum crește acest lucru, încrederea lui Vat față de Miloș, interesul lui Miloș față de Vat. Sigur că la început Miloș avea un interes față de Vat, care era interesul unuia care era cu, nu știu, 12 sau 10 ani mai tânăr, știa că Vat e o legendă și așa mai departe, era un interes pe care l-ai față de unul mai în vârstă, care e un tip grozav. Un tip grozav. Nu dai doi bani, un tip grozav. Dar pe măsură ce stătea de vorbă cu el, intra în această figură a conversației. Iar Vat se dezvăluia din ce în ce mai mult. Pagina pe care a evocat-o Vladimir putea să fie numai după ce procesul lung al conversației neîntrerupte antrena din el ceea ce Proust numise memoria non-mecanică, memoria vie, aceea care restituie ca într-o recăpătare a trupului la judecata de apoi, și ultima fragranță, ultima mireasmă a lucrului trăit. Asta nu poate fi controlat. Și eu pretind, e cheia în care vă sugerez să citiți această carte formidabilă, eu pretind că ea stă sub o figură importantă a culturii europene, care este conversația neîntreruptă între prieteni. Este mărturia unui tip de european în care ceea ce vedeți, inteligența, erudiția, experiența, observația istorică, poezia, referințele filozofice, religioase, tipul de conștiință neliniștită, uneori și conștiință nefericită, toate astea sunt componente ale unui diamant, sunt laturi șlefuite ale unui diamant, iar diamantul este o experiență tipic europeană. Poate că și Grecia au avut-o. La Platon vedem cum discutau prietenii între ei. Și poate că este o figură a spiritului universal. Poate că și în Călătorie spre Soare Apune, marele roman Fluviu chinez. Și acolo există episoade care în fond ar putea fi aduse la conversația neîntreruptă între prieteni. Dar cred că Europa a privilegiat acest tip uman și Alexander Vat este unul dintre cei care a dat această mărturie. Cartea este nu doar secolul meu, ci este Europa mea. O Europa care nu știu dacă va supraviețui secolului 21. Pentru că lucrurile bune nu rămân pentru totdeauna cu noi. Renașterea a înflorit și s-a stins. Antichitatea clasică a înflorit și s-a stins. Lucrurile așa se petrec. A citi o carte înseamnă, spunea Paul Valéry, a te lăsa dus acolo unde te conduc cuvintele. În cazul cărții lui Alexander Vat, îmi vine să spun următorul lucru. A citi această carte nu înseamnă doar a o îndrăgi, pentru că cu siguranță o veți îndrăgi. Înseamnă a te lăsa condus spre acel tip de existență europeană care este conversația neîntreruptă între prieteni. Și dacă vrei să simți cu adevărat experiența acestei cărți, pui mâna pe telefon și prietenului sau prietenei tale, ceea ce nu înseamnă prieten sau prieten amoros, îi spui, îmi arde inima după o lungă conversație cu tine. Vreau să ne întâlnim, să discutăm acest lucru. Am rugat pe Gabriela Mas ca pe masă să aducă o carte a lui Timothy Snyder, cartea care s-a tradus sub titlul Tărâmuri însângerate, Bloodlands. Tărâmul morții? Tărâmul morții. Este o carte care a apărut în 2010. În 2010, în 2013 a luat un premiu prestigios, premiul Hannah Arendt. Este o carte care descrie următorul lucru. Și nu mă îndepărtez de Vat, pentru că vreau să vă arăt ce face tot Europa cu conversația neîntreruptă a acestor oameni. El își propune să studieze ce s-a întâmplat într-o porțiune care pleacă de la Vistula și merge până la Smolensk, de la Marea Baltică și până în zona noastră, până în Bucovina, deci Odessa, Marea Neagră, zona aceasta, ce s-a întâmplat cu aceste teritorii între 1933 și 1945. Scurt spus și brutal, înseamnă 14 milioane de vieți care au dispărut în acest interval, două treimi se datorează tăvălugului nazist, o treime se datorează tăvălugului sovietic.
Credeți cumva că ăștia au fost militari care au fost omorâți? Sunt civili. Sunt oameni ca dumneavoastră, ca mine. Sunt oameni care trăiau în casele lor și care din motive pe care numai Hitler și Stalin și aparatul lor nemernic de partid, plus oamenii pe care i-au instrumentat, știau. Și scopul era omorârea. Anne Applebaum face remarca că din aceste 14 milioane de morți, numai foarte puțini au murit în lagăre. Noi când ne gândim la morții produși de aceste două regimuri, ne gândim fie la Gulag, când este vorba de comuniști, ne gândim la Auschwitz ca simbol al lagărelor morții. Dar numai o minoritate au murit în lagăre. Majoritatea au murit împușcați, înfometați, distruși în fibra lor biologică de către oamenii acestor două regimuri criminale, a lui Hitler și a lui Stalin. Ei, acest tărâm al morții l-a încarcerat pe vat, acest tărâm al morții l-a mutilat pe vat, acest tărâm al morții a întrerupt conversația, care ar fi trebuit să fie neîntreruptă, a lui Alexander Watt cu oamenii lui. Atenție, Alexander Watt a elumerat Vladimir al II-a, iluminare, a fost comunismul. El a fost parte din această elațiune dementă care împuternicea istoria să facă curățenie cu noi oamenii pentru a veni timpurile minunate, viitorurile deschise, beyond, cum se cheamă asta? Amețitoare, da. Ca să vină. Da, am amețit ele, într-adevăr, dar am amețit în groapa comună. Nu că am fi ajuns noi pe piscuri. Am vrut ca această carte să fie aici pusă pentru ca să aveți într-o mână Alexander Watt, ceea ce este un triumf al spiritului european, și în cealaltă mână Bloodlands, tărâmul morții, care a pus capăt pentru un timp acestei conversații neîntrerupte. Tipul ăsta de intelectual, nu voi înceta să spun că nu este intelectualul de care trebuie să vă fie teamă, adică ăla care vă îngroapă cu erudiția lui. Nu. Este acel tip de intelectual pentru care totalitatea culturii pe care a absorbit-o a trecut în carnea lui, în sensibilitatea lui, în felul de a vedea și de a simți lumea. La Watt nu există nicio picătură de infatuare, nicio picătură de lecție pe care să ți-o administreze. Este doar un mod firesc, bogat, de a trăi. Iar acest lucru, această bucăție, este cel mai mult la iveală în conversația neîntreruptă. Vă mulțumesc! Să adaug la ceea ce a spus Florea atât de elocvent și de mișcător. Aș spune, vreau că am găsit exact un citat foarte, foarte scurt despre la 1743, despre Steclov. L-au luat pe el, apoi a venit să mă ia pe mine. Nu am cuvinte să-l felicit pe domnul ăsta din jambajul pe traducere. Deci, Watt era un extraordinar stilist, cu toți prietenii mei polonezi, nu vorbim despre. Însă nu e o carte, nu e un reportaj, e o carte de profundă construcție stilistică. L-au luat pe el, apoi au venit să mă ia pe mine. Mă aflam într-o sală destul de mare, care dădea într-un coridor la două, trei uși mai departe, era Steclov. Avea un medicament grozav pentru dizenterie, așa că la treia zi am putut să mă dau jos din pat și să mă duc singur la toaletă. Relațiile erau destul de degajate, un soldat stătea lângă fiecare sală, iar pe coridor nu se exagera cu fața și am auzit vocea lui Steclov. Odată am auzit Radi Boga, pentru Dumnezeu, dar avea vocea ca un instrument spart. Ruga pe cineva, pe sora din salon, probabil. De două ori în aceeași zi, era a cincea sau a șasea zi, de două ori m-am dus în fața ușii. De dimineață, pasnicul, se vede după față că era un om țel, se vedea după față că era un om secadă, mi-a dat voie să mă opresc și mi-a spus, tu mi-e razeșai să galăriți. Dar el n-a observat și a repetat încă o dată. Și aici vine fraza. Rascajite, ca umiral, starei neahamkes Steclov. Țin minte și-a spus întreg lume. It is one of the most moving passages in the world. Apropo de Tim Snyder, poate că multă lume nu știe, dar nu numai că această carte a lui Watt e una din cărțile sale favorite, dar soția sa, profesoara Marcy Shore de la Universitatea Yale, prima ei carte se intitulează Caviar and Ashes,
it's Alexander Vag and the destiny of a Marxist generation in Poland. Deci este, Vag este partea familiei Snyder, într-un fel. Dacă vreți să înțelegeți modul în care s-a apucat Tim Snyder să scrie cartea Bloodlands, trebuie să cele două chiar, într-adevăr, vor avea lucruri de formidabile să le pună alături, pentru că se completează. Dacă vreți, Tim Snyder vine și oferă aici cu o exactitate formidabilă. Odată l-am întrebat, eu am spus așa că au murit în timpul, o afirmație foarte tare, au murit în timpul Marii Terori în Uniunea Sovietică, 900, credeți, Armania, până la urmă. Deci au murit 967.000, acum adaug eu, nu știu exact. 334 de oameni, deci 967.000, 334 și am luat timp, dar poate erau 335. Nu, am calculat atent și așa mai mult. Zic, dar de ce trebuia să ajungi până la anul? Pentru că în spatele fiecărui număr se ascunde o viață umană. Despre asta este vorba. În spatele fiecărui număr, ce cât pot eu ca om, evident, poate am greșit, dar eu am făcut tot ce am putut ani de zile ca să pot ajunge la o cifră cât mai exactă. Acum am să-l rog să spun două cuvinte pentru cine nu știe. Bronwyn Wittgenstein este unul dintre actrișii de frunte ai solidarității.